Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC. Haideți să desenăm un triunghi ca să ne facem o idee despre ce ne dă problema. Perimetrul triunghiului ABC, știind că AB este 2, BC este 4 și ne mai dă și măsura unghiului B de 60 de grade. Ce înseamnă perimetrul triunghiului? Suma laturilor, adică AB plus BC plus AC. Iată că pe AB și pe BC mi dă problema, nu știu pe AC. Dar din teorema cosinusului, ce știm? Că AC pătrat este egal cu suma pătratelor celorlalte două laturi, AB pătrat plus BC pătrat, minus de 2 ori AB ori BC, ori cosinusul unghiului dintre ele, ori cos de B. Adică egal cu cine? AB pătrat este 4 plus BC pătrat, care este 16, minus 2 ori 2 ori 4, ori cosinus de 60 de grade, care este 1 pe 2. Hai să mai simplificăm. Egal cu 20 minus 8 egal cu 12. De unde? Cum AC pătrat egal cu 12, AC este radical din 12. Să scoatem pătratele din acest număr, deci este 4 ori 3, adică 2 radical din 3. Deci perimetrul triunghiului nostru va fi 2 plus 4, adică AB și BC, plus 2 radical din 3, egal cu 6 plus 2 radical din 3, și cu aceasta problema este rezolvată.